emisiune Brașovul Tău, o altfel de emisiune în care vom vorbi despre mărturii, despre lucruri care se întâmplă și care vor rămâne pentru generațiile viitoare, lucruri care s-au întâmplat, apreciate de unii, criticate de alții, cert este că vor rămâne o mărturie a timpului. Astăzi, alături de mine, domnul Aristotel Căncescu, iată, în calitate de inițiator al unui proiect foarte cunoscut despre care se vorbește în Brașov, aeroportul. Bine ne-am revăzut din nou. Bine v-am regăsit. Așa. Vorbeam despre lucruri care s-au întâmplat, se întâmplă și se vor întâmpla în Brașov și asta este aeroportul. Un proiect controversat, iată, care circulă pe buzele tuturor. Bineînțeles, vorbim despre autoritate, administrație, finanțe. Bun, controversat n-a fost decât pentru cei care nu și-l doreau. Pentru cei care l-au dorit, n-a fost deloc controversat, a fost chiar o necesitate, pentru că țin minte că în sondajele pe care le făceam prin anii 2010, 75% din brașoveni doreau un aeroport la procente nensumabile și tot 75% doreau spital. Din păcate, au trecut o grămadă de ani, eu nu mai sunt la Consiliul Județean de 7 ani, nici spital nu s-a făcut, deși eu am început modernizarea și cei de la spital știu că eu am început-o, am modernizat aproape jumătate din spital. La aeroport am reușit ca să fac mai mult de jumătate din investiție și partea cea mai grea, pista. Vreau să vă spun că obiectivele pe care le-am avut când am venit la CJ în 2000, mi le-am îndeplinit. Ținau de domeniul turistic, monumentele istorice a Brașovului pe care le-am renovat aproape pe toate, centrul istoric al Brașovului, investiții în apă și multe altele. Dar la ultimul mandat am candidat și stau de multe ori și mă gândesc dacă am făcut bine că am candidat sau nu, atunci, tocmai pentru că vroiam ca om care a lucrat toată viața lui de inginer în aviație, vroiam să fac acest aeroport. Au fost numai contre, mulți s-au privit cu dușmănie. Cum a început povestea acestui aeroport? Poftim? Cum a început povestea acestui aeroport? Bun, povestea a început prin anii 90. Foarte mulți vorbeau, regretatul Traian Tomescu, inginer la IAR, foarte mulți doreau să facem această investiție, însă, practic, totul a rămas la nivel de discuții. Proiectul s-a concretizat în momentul în care l-am convins pe fostul prim-ministru, care ajuta foarte mult Brașovul, Călin Popescu-Tăriceanu, să ne dea acel teren de la Institutul Cartofului. Ni l-a dat prin hotărâre de guvern, 200 de hectare, care au fost practic vitale, că fără teren nu puteai să faci absolut nimic. Și în momentul în care, după ce l-am primit, am dat drumul practic la un studiu și după aceea la o licitație internațională. S-a înscris o firmă foarte puternică condusă de un om născut în Brașov, Ronald Weisberger, un evreu născut în Brașov și plecat în Statele Unite și în Canada, care a făcut mai multe aeroporturi în lume. Și el a vrut neapărat aici în Brașov, fiind născut în Brașov, plecat pe la 16 ani, a vrut ca să se implice în această investiție. A câștigat licitația și dat drumul la investiție, a fost ministru transporturilor de atunci, Orban, însă, din păcate, au început să apară și foarte multe contre și foarte mulți dușmani. De ce au apărut acești dușmani? Interese? Exact, interese. Bucureștiul n-avea niciun interes, Otopeniu și cei de la Ministerul Transporturilor, să avem aeroport internațional în Brașov, în primul rând pentru că le-a luat 20% din trafic. După studii, 20% din trafic. Dar cel mai mare opozant a fost Klaus Iohannis, care m-a implorat în discuțiile pe care le-am avut, implorat. M-a rugat foarte insistent, nu s-a pus în genunchi, nu, dar m-a rugat foarte insistent să nu facem acest aeroport, ci să facem mai bine un tren de mare viteză între Sibiu și Brașov. M-am opus la acest lucru și am explicat de ce. Pentru că Brașovul, ca număr de turiști, cred că are de 10 ori mai mulți turiști decât Sibiu, e pe primul sau a doilea loc din țară ca număr de turiști. În Brașov oamenii vin
și vara vin și iarna, mai ales iarna la schi, după ce s-a făcut investiția începută tot de mine, după ce a preluat-o primăria, domeniul schiabil din Poiana Brașov, aveam toate motivele ca să... Și mai ales Castelul Bran, care are jumătate de milion de turiști pe an, 500.000 de turiști pe an. Deci... L-am refuzat atunci. Practic, statisticile arătau că merită investiți în această infrastructură. Bun, și că... lucrurile au intrat pe un făgaș foarte bun. Au intrat în linie dreaptă și am avut și oferte. Ștrabacu vrea ca să facă pista împreună cu Erste Bank, care vreau să se înscrie la licitație. Ce putea fi mai frumos decât atât? Ștrabac și Erste Bank, o bancă austriacă. M-am dus acolo și am imagini pe care o să vreau ca să le, să le dăm. Să nu astăzi, într-o emisiune viitoare, când am negociat la Viena obținerea acelui credit. Erau total de acord, vreau să implice. Dar ce s-a întâmplat după? Și o să vedeți în filmul pe care azi o să-l dăm, un film realizat de Antena 3, o emisiune la care am participat eu, plus fostul primar, care cu aroganța lui, se și vede cât de arogant era, fostul primar, care practic el a pus cele mai mari strâmbe, inclusiv cu cei de la București. Gândiți-vă, atunci am pierdut finanțarea de la Erste Bank, pe care dacă o aveam, aveam de mult aeroport în stare de funcționare. Poate că avansam mult mai mult cu lucrările, cel puțin la categoric. Și în perioada aia a ieșit ministrul transporturilor de atunci, Radu Berceanu, în Parlament și a spus, o să-l vedeți în imagini, deci ceea ce vă spun, o să vedeți imagini în Parlamentul României, când ministrul spunea că niciodată nu se va face aeroport în Brașov, că nu se justifică. Vă dați seama că băncile care vreau să financeze, când au văzut treaba asta, băi, ce ne băgăm în așa ceva, că ministrul se opune și că niciodată nu va funcționa. Deci, în momentul în care un ministru poate să zică așa ceva, clar, finanțarea s-a dus. În afară de asta, cei de la Erste Bank erau foarte legați de Sibiu. Nici nu-i greu de presupus de ce. Erau foarte, foarte legați de Sibiu și, bineînțeles, că finanțarea a picat. Când am văzut acest lucru, mai este o chestiune care vreau să o punctez. Din păcate, legislația, din păcate sau, mă rog, nu știu cum e în alte țări, legislația prevede că cât ai făcut o pistă, din motive strategice, ea trece în proprietatea statului. Chiar dacă o face un privat, o folosește, dar statul poate oricând, în caz de război, ceva să o folosească. Cine era amator ca să investească într-o pistă care înseamnă jumătate din investiție și după aceea să poată să piardă această jumătate? Acesta a fost motivul care m-a determinat să pornim noi investiția. Am dat drumul la licitație, a câștigat o firmă, Vectra, care a lucrat la un preț foarte mic și foarte bine. Și, practic, din aprilie 2013 până în 3 octombrie 2014 am făcut toată investiția. Practic, atunci ați și tăiat panglica, să spunem așa. N-am tăiat panglica, am evitat. L-am invitat pe ministrul Ioan Rus, care a fost foarte răutăcios. N-avea să mai fie ministru decât o săptămână, că a vorbit prostii și l-a simbat Ponta, premierul, dar... a vorbit prostii pe altă temă, nu a aeroportului, dar a venit acolo cu foarte multă emfază, a promis că va sprijini, că da, nu a sprijinit și nici l-am mai avut ocazia, că a mai fost o săptămână numai ministrul transporturilor. Oricum, făceați precizarea chiar la acea vreme că aceasta este o lucrare care nu poate fi terminată fără sprijin financiar asumat inclusiv de guvern. Să vă spun, și de aici se și vede răutatea, Brașovul, să știți că a fost ocolit. Poate e și vina noastră, a oamenilor politici, nu ne-am înțeles între noi. Nu vreau să acuz pe nimeni, că nu m-am de gând să fac politică pe nimeni de nimic, dar uitați-vă, la Cluj a fost o frăție între oamenii politici. Boc, Rus, Maior, Dâncu și... Au prioritizat altfel interesele... Și cele comune. Personale, dar și cele ale comunității. La noi nu le-am făcut nici pe unele, nici pe celelalte. Vreau să vă spun că Clujul în 1990, era mult sub Brașov ca încasări. PIB-ul era cam jumătate cât al Brașovului. La ora actuală e dublu.
Uitați-vă investițiile făcute, autostradă la Cluj, drum de mare viteză. Pe când la Brașov nu avem nimic din toate aceste chestii. Calea ferată, și aici se vede răutatea, calea ferată făcută de la București, modernizată până la Predeal. La Predeal s-a oprit și a continuat de la Sighișoara la Cluj. Acum au început să facă și partea elaltă de la Sighișoara. Da, pentru că un tren nu poate să ocolească Brașovul, să zboare peste Brașov, și au început să facă și această cale. Însă Brașovul nici autostradă, nici aeroport, absolut nimic. Și acesta a fost motivul pentru care am început această investiție. O să vedeți cum am luptat și se și vede în acea emisiune. Practic a fost o luptă ca să facem această investiție, pentru că trebuia să ne luptăm cu cine? Cu ministrul transporturilor, cu Traian Băsescu, care când s-a întâlnit cu diaspora de la Nuremberg, le-a zis, cei de acolo au întrebat de aeroport la Brașov. Nu, se merită, domnule, nu se va face niciodată. Uitați că se face. Și când primarul se opunea sau vroia să facă unul mai mic, în loc să ne sprijine că avea un potențial financiar mult mai mare, și așa am ajuns până la urmă. Credeți-mă că a fost o luptă și am și necazurile pe care le-am avut, mulți mi-au zis că de la asta mi s-au tras, pentru că această investiție nu s-a vrut. Atâta timp, niște oameni care au avut curaj să-l amenințe, cel puțin așa zice Victor Ponta, a fost un premier, ca să nu facă autostrada până la Brașov, că o să aibă probleme. Deci dacă au avut curaj să-l amenințe pe primul ministru, vă dați seama că cu mine aveau curaj mult mai mare ca să facă orice. Erați acolo o piatră de moară, dacă factorii decidenți deja făceau un fel de lobby în defavoarea, să spunem, acestei construcții la acea vreme. Da, știți care-i treaba? Că vă spun și se vede din această înregistrare și din cea pe care o să dăm, că vreau și cât de curând să ies și cu alte imagini, cu negocierile pe care le-am avut la Viena. O să vedeți că Radu Berceanu spune așa ceva în Parlamentul României și o să vedeți în acele imagini. E clar că o strâmbă mai mare nici că se putea băga. Vine ministrul transporturilor, păi vină tu bancă să mai investești, când ăla zice că niciodată nu se va face aeroport acolo. Adică de ce să dai banii? Poate nu se merită. Poate ceea ce însă, să știți că mulți zic, tu l-ai început și îl termină alții. M-aș bucura să-l termine alții. Și chiar i-aș sprijini și pe actualul președinte, l-aș sprijini și îi doresc din tot sufletul ca să îl termine, pentru că e un lucru bun pentru Brașov. Îl previn însă să fie atent la un singur lucru. Mă rog, eu am dispărut din spectru politic, dar cei care m-au frânat pe mine au rămas și să fie foarte atent la ei. Iată că aceste piedici pe aici pe acolo mai există, mai ales când e vorba despre o asemenea investiție, care nu este interesantă doar prin prisma construcției în sine, ci prin prisma intereselor economice care se nasc și iată derivă din construirea acestui aeroport la Brașov. Vreau să vă spun că au fost firme care n-au investit în Brașov, n-au venit să investească tocmai din cauza aeroportului. Ina Scheffler, să știți că faptul că funcționează în Brașov e total meritul meu și a unui om de afaceri din Brașov, Călin Constant, de la ICO. Noi ne-am dus la Nuremberg să-i convingem să vină să investească aici și după ce le-am promis și anumite facilități, au venit aici. Dar una din condițiile pe care le-au pus a fost, domne, noi vrem aeroportul la Brașov. Cei care în Airbus, care au investit în zona IAR, fost aici ca Gimbav, și aceia au venit, dar cu promisiunea că se va face aeroport. Aeroport se va face. Și hai să vă mai spun un lucru foarte important. Se va face. Bun, se face. Deci, bun, odată ce pista există, și asta vreau să vă spun, și văd că lucrează, Adi Veștea lucrează și s-a ridicat construcția, deci nu că se va face, e o certitudine. Va fi funcțional, iată, sperăm de la... Când nu pot să vă spun când va fi funcțional, pentru că acest lucru depinde de doi factori. În primul rând, de sprijinul pe care ar trebui, nu strâmbe, sprijin pe care ar trebui să-l primească și banii. Pentru că vreau să oamenii să fie convinși că nu mi-am dorit nimic mai mult decât acest aeroport. Dacă aveam bani, eu îl terminam de mult. Din păcate am avut bani cât să fac pista. Acum se pare că sunt cel puțin o mare parte din banii
necesari și de ce am vrut să fac pista? Că puteam să încep cu terminalul, să zicem, sau în anii 70, rețineți, acesta e singurul aeroport făcut în România nou în ultimii 75 de ani. Știam că la Cara Severin, în anii 70, Ceaușescu a vrut ca să facă, Ceaușescu, în perioada lui Ceaușescu, s-a intenționat să facă un aeroport, au făcut terminalul, după aceea s-au răzgândit și acolo a funcționat un CAP. Știind treaba asta, am făcut pista. Făcând pista, știam că sunt obligați să facă aeroport. N-aveau ce să facă altceva acolo. Ce să facă? Pista de karting sau nu se pun. Deci, acesta a fost motivul pentru care m-am străduit, pentru că știm că dacă începe această investiție, ea obligatoriu se va termina. Că se va finaliza într-un an, doi, trei, eu sper... Să... Iată certitudinea că se va finaliza, o avem deja, lucrările sunt în plină acțiune. Îi lăsăm pe telespectatori să vadă materialul despre care pomeneați și cu promisiunea că vom relua acest subiect și că vom continua. Practic putem să vorbim despre... Ceea ce vreau să vă spun, emisiunea e făcută, din câte știu, în... parcă în 2013 e făcută, am fost la Gabriela Firea, care era realizator de emisiuni la Antena 3, care, știind de această dispută și scandal cu aeroportul, m-a invitat și emisiunea ei a fost de bun augur, pentru că au văzut-o și cei din Parlament, că parlamentarii la un moment dat au vrut să ne ia terenul înapoi. Ni l-a dat Tăricianu și vreau să-l ia înapoi cei de la PDL. S-au răzgândit pentru că și PSD-ul, trebuie să recunosc, a insistat ca să rămână la noi terenul. Asta este un lucru bun și cu siguranță se vor întâmpla lucruri bune. Aeroportul va fi funcțional și iată, brașovenii se vor putea bucura de acest proiect până la urmă, după lungi bătălii, să spunem așa, și orgolii. Cum spuneam, vom reveni și cu alte, să spunem, episoade despre acest proiect. Mulțumim pentru prezență și pentru informații și, dragi telespectatori, mă îndrept către dumneavoastră. Așa cum spuneam, aeroportul este unul dintre proiectele care stau mărturii atât pentru trecut, cât și pentru prezent, dar mai ales pentru viitor. Vă lăsăm să urmăriți materialul. Până data viitoare, Alexandra Grancea, sunt numai bine! Coaliția de guvernare a supraviețuit unui uriaș conflict iscat în jurul construirii unui aeroport la Brașov. PSD și PNL au convins în cele din urmă PDL să accepte acest proiect după ce, până acum, premierul, ministrul transporturilor și chiar cel al turismului s-au declarat împotrivă. Cum s-au înțeles politicienii? Simplu. Iată ce face timpul, înțelepciunea oamenilor politici, interesul comun, a explicat Ioan Oltean, deputat PDL. Deci pornim dezbaterea în această seară la Știrea Zilei. Invitații mei sunt domnul Aristotel Căncescu, președintele Consiliului Județean Brașov. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Colegul meu de la Financiarul, Stelian Negra, senior editor, bună seara! De asemenea, va intra în legătură cu noi și domnul George Scripcaru, primarul Brașovului. Îi vom spune la momentul respectiv bună seara, dar până atunci vreau să o întrebăm pe colega noastră, Sabina Iosub, ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, dacă aveți sau nu parte de votul pe care l-așteptați, domnule Căncescu. Sabina, bună seara, te ascultăm! Bună seara, Gabi! În ceea ce privește acest proiect de lege, sau mai bine zis, aprobarea acestei ordonanțe, nu s-a întâmplat nimic astăzi în Parlament și asta pentru că parlamentarii, deputații, nu au reușit să ajungă la votul final. După ce săptămâna trecută am văzut spirite cu adevărat încinse în Camera Deputaților, acolo unde PDL-ul era total împotriva aprobării acestei ordonanțe. Ieri, în plenul Camerei Deputaților, toată lumea a fost de acord cu construirea acestui aeroport. Putem spune că în acest moment, practic, această ordonanță, aprobarea acestei ordonanțe este votată pe articole, însă, spuneam, nu s-a ajuns astăzi la votul final pentru că s-au împotmolit din nou în quorum, sau mai bine zis, s-a
încercat spargerea cvorumului în Camera Deputaților. La ora 18 și 30 de minute erau 187 de deputați în sală. S-a cerut verificarea din nou a cvorumului prin apel nominal și după apelul nominal erau suficienți deputați în sală. Însă, până la urmă au mai ieșit, putem spune, și s-a constatat lipsa cvorumului, așadar astăzi nu s-a votat absolut nimic în Camera Deputaților. Ei bine, această formă în care au adus-o deputații, această formă a ordonanței, spune că acel teren care în acest moment se află în subordinea Institutului de ce vizează cartoful și specla de zahăr se treacă în subordinea Consiliului Județean și sunt stipulate câteva lucruri foarte clar în articolele modificate în Parlament. La finalizarea lucrărilor de construcție a aeroportului, pistele de decolare, aterizare, căile de rulare și platformele pentru îmbarcare, debarcare, precum și terenurile pe care sunt amplasate acestea, intră de drept în domeniul public al statului. Mai mult decât atât, suprafețele de teren nu pot fi folosite decât exclusiv pentru realizarea acestui obiectiv, aeroportul internațional Brașov-Gimbav. De asemenea, suprafața de teren nu poate fi trecută în categoria proprietății private și trebuie spus că democrat-liberalii săptămâna trecută tocmai pe aceste lucruri puneau accentul, se gândeau la ce afaceri imobiliare ce ar putea fi făcute în zona respectivă. De asemenea, în forma modificată a acestei ordonanțe se spune că în cazul în care în 5 ani nu va fi realizat un aeroport pe terenul respectiv, atunci terenul revine în domeniul public și în administrarea Institutului pentru Cercetarea Cartofului și a Sclei de Zahăr. Așadar, votul de astăzi ar fi trebuit să fie o formalitate, Gabi, însă iată că nu s-a ajuns la această formalitate din cauza unor alte interese ce nu vizau neapărat acest proiect de lege. Se pare că problema astăzi, în această seară, în plen, era aceea că nu erau suficient de mulți deputați din partea puterii, să spunem, pentru a trece legile organice. Riscau, practic, deputații ca legile organice să fie picate de liberali și de aceea s-a încercat spargerea cvorumului de ședință. În principiu, la următoarea ședință de vot final, acest proiect de lege ar trebui să treacă dacă se menține, dacă vreți, decizia de ieri de a se trece. Când anume, Sabina? Când anume? Săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare? Săptămâna aceasta cu siguranță nu, pentru că nu mai există nicio ședință de plen a Camerei Deputaților. În mod normal, ședințele de vot final la Camera Deputaților sunt marți, așadar cel mai probabil marțea viitoare va ajunge la votul final din nou acest proiect. Sabina, mulțumesc foarte mult pentru informații. Domnule Căncescu, ați putut răsufla ușurați în această seară dumneavoastră, dar nu numai brașovenii, ci și toți românii care vin în Brașov și nu doar iarna, atunci când se practică turismul în această zonă, ci și în alte perioade ale anului. E încă un hop. Cum s-a reușit ca până la urmă coaliția să nu se spargă de la Brașov, intrând în conflict partidele pentru acest obiectiv? Da, și eu am sperat ca să treacă votul în această seară. Sper să nu mai fie probleme. Se pare că PDL-ul mai nou susține acest proiect și acest lucru mă bucură. Vreau să fac o corecție la comentariul colegei dumneavoastră. Terenul este deja în proprietatea noastră a Consiliului Județean. Odată ce ordonanța a fost emisă, ea a devenit imediat operațională. Ne-am intabulat cu terenul și am și organizat licitația. Deci noi, practic, deja am executat lucrări sau avem lucrări în curs de execuție de 100 de miliarde de lei, iar partea canadiană, firma Intelcan, și ea deja a executat lucrări de aproape 100 de miliarde de lei. Este posibil, Stelian, ca și acest subiect să fi fost, de fapt, unul dintre motivele pentru care astăzi puterea sparg vorumul?
Sunt ceva șanse în privința asta, dar... Conflictul nu e unul oarecare și chiar dacă acum sau mai, să spunem... Da, e unul local extins sau, la... Au trecut prin SITA asperitățile și s-au mai liniștit lucrurile, totuși ele nu sunt tocmai așa cum ar putea să fie. Nu. Nu sunt în sensul ăsta, dar mă gândesc că ar putea trece până la urmă să peste animozitățile personale și publice și să ajungă la un consens, pentru că, după cum spunea și domnul Căncescu, toate la motivele înșirate până acum nu prea țin, pentru că ne uităm la aeroportul din Cluj, de exemplu, cel are vreo 300 de hectare, cel din Timișoara are o suprafață destul de mare, deci nu prea ține argumentul invocat de ministrul Berceanu, să spunem, domnule, să-l limităm la 50-60 de hectare. Iar sperietoare aruncată în piață, poate pe bună dreptate, domnule, să nu se transforme într-o afacere gen Popoviciu, că am fost spartă, eliminată prin faptul că terenul rămâne numai și numai în proprietatea asta și dacă beneficiază, dacă îi se dă într-un fel sau altul altă întrebuințoare, atunci el practic trece din nou în administrarea ADS-ului. Deci nu prea mai sunt... Domnule Căncescu, toată lumea a comentat și nu foarte plăcut faptul că orgoliile au excedat. Și când se auzea acea informație că va fi un aeroport mai mic pentru PDL și unul mare pentru PNL și PSD, vă dați seama că o țară întreagă... Era o aberație. În primul rând, a doilea aeroport nu se putea face. Să nu uităm că această investiție, și eu am susținut-o, cit că în localitatea Ghimbav, unde se construiește acest aeroport, e un primar PSD, un primar foarte bun, cu care colaborez foarte bine, am susținut această investiție să se facă acolo. De fapt, în Brașov nu prea există multe locații pentru un astfel de aeroport. Ghimbavu e chiar în mijlocul țării Bârsei, departe de zona muntoasă. E singura locație bună pentru această investiție. Într-adevăr, s-au căutat tot felul de argumente. De acum 2 ani de când a fost dată ordonanța, parcă în aprilie 2007, ordonanța 41, la început că sunt prea multe hectare, lucru care cădea din start pentru că noi am cerut conform normativelor internaționale 200 de hectare și o regret că ministrul Berceanu, care e chiar inginer de aviație, nu cunoaște aceste normative. În afară de aceasta, de la început am spus că n-avem de gând să folosim în alte destinații, pentru alte destinații aceste terenuri. Eu am cerut ca să se specifice printr-un paragraf nou că dacă terenurile sunt folosite pentru altă destinație, să ne pierdem dreptul de proprietate, deci clar numai pentru această destinație vrem să-l folosim. În afară de treaba aceasta că nu ar fi trafic, vreau să vă spun că Brașovul e a doilea județ ca număr de turiști după Constanța. Avem anul în 2008, se pare că o să... De aceea și spuneam că nu e un subiect de interes doar pentru dumneavoastră local. E un subiect pentru întreaga țară și, apropo, că tot facem acum imnuri de atragerea turiștilor, tot încercăm să ne exprimăm în ideea întăririi brandului de țară. Păi cum o facem? Fără infrastructură, fără șosele, fără aeroporturi, orice investitor, și aici poate interveni și Stelian să ne confirme încă o dată, întreabă acest lucru. Vreau să fac o investiție la Brașov, la Cluj. Dau exemplu. Există aeroport? Da, nu. Un singur exemplu, lângă dumneavoastră, la Poiana Brașov se dezvoltă un resort de lux dezvoltat de un om de afaceri local, dar destul de discret, Dan Fischer, și e o investiție de vreo 400 de milioane de euro. Investiția este pe vreo 80 de hectare, da? 40 de hectare reprezintă numai terenul de golf. Unde vin și o să fie o chestie ceva de genul Curșevel, Austria, o chestie de super lux. Oamenii aia unde vin? Cum ajung ei la locația respectivă? Cu mașina de la Arad până la... Am văzut și acum de 1 mai. Și asta e un singur exemplu. Lumea care a vrut să meargă spre Brașov și când s-au întors, s-au stat blocați pe drumuri. Avem castelul Bran, unde anul trecut am avut 500.000 de turiști. E un punct de atracție foarte important în județul nostru și noi chiar avem ambiții ca să facem din Brașov, avem ambiția să facem din Brașov primul județ turistic al țării. Ne despart nu foarte mulți turiști, un număr nu foarte mare de turiști de județul Constanța, care este pe primul loc, dar potențialul nostru eu consider că este mult mai mare și în afară de aceasta la noi se poate face turism cel puțin 8 luni pe an. La Constanța se face 2 sau 3 luni. Atât avem sezon în fiecare an. Deci
Eu cred că și mă bucur pentru că se pare că s-au depășit toate aceste obstacole. Spuneați inclusiv... domnul ministru Berceanu, da, ce obiecție ministru, are? Odată zicea că el nu crede într-un aeroport și eu regret că un ministru... Nu crede într-un aeroport, într-un oraș atât de mare? Bun, noi avem studiu făcut de... poate are elicopter, domnule, să ajungem mai repede. Noi, pământenii, avem niște mașini și ajungem... Dumnezeu, vine cu elicopterul. Când face tot felul de inaugurări în Brașov, vine cu elicopterul. Dar noi avem un studiu făcut de firma Intelcan, de Mott McDonald, unul din cei mai mari consultanți în domeniu din lume, care, după acest studiu, în anul 4, după ce îl punem în funcțiune acest aeroport, trebuie să ajungem la 1 milion de călători anual. Deci o să începem cu 400.000 de călători și o să ajungem la 1 milion. Și este o cifră plauzibilă. Dacă Clujul deja a ajuns la 1 milion de călători anual, și eu nu cred că Clujul are potențialul turistic al Brașovului, Timișoara, de asemenea, știu că se apropie de această cifră. Și încă un lucru important. În România, creșterea numărului de turiști a fost cea mai mare din Europa. 2008, o creștere de 40% față de 2007. Deci există toate premizele ca această afacere să fie o afacere rentabilă. În afară de aceasta, e vorba într-un oraș care este măcinat de acest șomaj foarte ridicat. Avem 7%, un procent de peste 7%, 17.000 de șomeri în Brașov. O investiție de 100 de milioane de euro este o investiție foarte importantă. Se va da de lucru firmelor din Brașov. Nu știu dacă ați observat prima știre din buletin a fost aceasta, îngrijorarea inclusiv a șefului statului în legătură cu șomajul ridicat din acest an și cu siguranță și de anul viitor, efectele împrumutului Fondului Monetar Internațional și rugămintea tuturor către companii să se gândească de 2-3 ori înainte să dea oameni afară. Și atunci când ai oportunitatea să ai o investiție și să faci angajări, ce să spunem, să găsesc și nu numai și persoane asta, care vorba să pună de, piedici. E vorba de a obține finanțarea în momentul de față. Am înțeles că partea canadiană vine cu 75 de milioane. Eu chiar regret că deja aveam finanțarea deschisă în momentul în care și băncile, bineînțeles, că au aflat imediat de această problemă care există în Parlamentul României. În luna februarie am fost la negocieri cu un consorțiu de bănci, din care face parte și BCR-ul și la sfârșitul lunii martie trebuia să avem deja deschisă finanțarea. După părerea lui Ronald Weisberger, o să avem o întârziere. El este cel care a câștigat licitația, constructorul, unul din cei mai mari constructori din lume de aeroporturi. O să avem o întârziere din cauza acestui conflict de cel puțin 4-5 luni. Însă eu regret că într-o perioadă în care băncile sunt foarte, foarte atente precaute, da. Și sunt foarte precaute la modul în care dau aceste credite, vine ministrul în Parlamentul României și afirmă nu se justifică să facem un aeroport în Brașov. Iurea, e criminală această afirmare, după părere. Cineva a mai transmis acum ceva vreme, România nu are nevoie de autostrăzi, nu? Și acum plângem toți că nu avem autostrăzi. Fie că suntem muritori sau politicieni. Muritori de rând sau politicieni, adică oameni importanți. Mergem pe aceleași șosele. Iurea, când o investiție cu care nu poartă pecetea anumitui BMW-ul partid. Pe șosele pline de gropi și aglomerate. Și nu toți avem girofar. Sau elicopter. E iura când o investiție care nu poartă pe cetea unui partid, unei astfel de investiții, se pun obstacole în Parlament și se mai fac și declarații publici prin care se spune, domnule, lasă aeroportul tău, nu e, domnule, de 200 de hectare, lasă la 50 de hectare, dacă se poate, poate îl facem noi pe la nostru acolo. Și e și un an electoral, acum trebuie să o recunoaștem, da? Și cine vine cu o investiție de genul ăsta, cam ia caimacul în zona acolo, nu? Pentru că sunt... Domnul președinte Căncescu, da, e aglomerat rău în Brașov? La ora asta? N-a ajuns domnul primar la releul nostru, la stație, la stația locală, să o fi împiedicat pe undeva, că ne-a promis ferm că vine la stația locală să aibă o declarație. Eu nu vreau să mai deschid... O opinie în legătură cu acest lucru. E primarul urbei, trebuie să-l intereseze. Bunăstarea oamenilor, cetățenilor. Nu vreau să mai deschid un conflict cu primarul. Pe mine mă bucură că PDL-ul și-a schimbat poziția față de această investiție, pentru că și parlamentari, câțiva parlamentari brașoveni au afirmat că nu se justifică această investiție. Deci... mă bucură că acest lucru s-a întâmplat. Vreau cât mai repede să treacă și acest vot în Parlamentul României, pentru că, v-am spus, e criminal ca să blocheze o asemenea investiție. Riscăm... Cred că ar fi o satisfacție a tuturor. Nu cred că s-ar pune problema în termenii
este din cauza al PSD-ului sau al PDL-ului? Din cauza acestor conflicte pe care le-am avut în Brașov, am ratat ocazia de a construi un spital cu o firmă spaniolă. Și alte investiții care au fost ratate, dacă nu dădeam dovadă de înțelepciune, pentru că primarul, în momentul în care noi trebuia să accesăm fondurile structurale pentru reabilitarea rețelelor de apă din județul Brașov, aveam nevoie de un contract de concesiune a acestor rețele, un contract pe care să-l fac cu primăria. Compania aparținea de noi. Toate creditele și garanțiile pe credite s-au făcut din gradul nostru de îndatorare. Primarul n-a vrut ca să-mi facă această. Pierdeam 180 de milioane. Sub ce pretext? 180 de milioane. Nu, a vrut că această rețea ține de Brașov și că mi-a cerut să-i dăm și lui jumătate din această companie. I-am dat jumătate din această companie. Deci am cedat pentru că ar fi fost inadmisibil să dăm cu piciorul la o sumă de 180 de milioane de euro. Cred că e a doua sumă pe care a alocat-o Uniunea Europeană în România. Cea mai mare sumă a fost de 200 și ceva de milioane pentru Glina, din câte știu, pentru stația de epurare a apelor uzate de la Glina, și a doua sumă este în Brașov de 180 de milioane. Craiova are aeroport, Clujul are, Iașul are, Oradea are, Baia Mare are, Sibiul are, Constanța are, Târgu Mureșul are, Brașovul n-are. Către Brașov e cel mai turbat trafic din țară iarna și în weekenduri. În vară, în jurul Brașovului au plecat mii și mii de tineri la muncă în străinătate. Toți revin periodic în România. Și totuși ideea construirii unui aeroport internațional a iscat un răsunător scandal între partenerii de la guvernare, PSD și PDL. Înființarea unui aeroport e prevăzută într-o ordonanță a fostului cabinet Tăriceanu și a fost susținută de PSD. PDL s-a opus strașnic, acuzând chiar prin vocea primului ministru Boc că de fapt aeroportul ar ascunde o afacere imobiliară. În Camera Deputaților, la dezbaterea ordonanței cabinetului Tăriceanu, actualul ministru al transporturilor a pledat pe față împotriva înființării unui aeroport, pe motiv că Brașovul n-ar avea nevoie de așa ceva. Aeroportul, ca să fie o investiție solidă, are nevoie, după ce va fi realizat, de trafic. Ori, tocmai acest trafic, am spus și în 2006, spun și acum, că n-are cum să existe, n-are de unde să existe. La un moment dat, partidele au ajuns chiar la un compromis halucinant. PDL ar fi urmat să aibă și el aeroportul lui, mai mic, la 30 de metri distanță de cel internațional, susținut de socialdemocrați și de liberali. În cele din urmă, partidele au căzut de acord, iar ordonanța de înființare a aeroportului a fost votată pe articole. De această dată, grupul PDL a susținut că e chiar nevoie de un aeroport internațional la Brașov. Disputa politică s-a concentrat pe terenul de 200 de hectare pe care urmează să fie construit aeroport. Dacă în 5 ani aeroportul nu se va construi, Consiliul Județean Brașov, de unde a fost transferat.